În moarte, toate identitățile tale individuale cad, încheind în cele din urmă separarea ta de tine. Capitolul 28. Momentul fuziunii este aproape. Puterea și minunea acestui moment sunt indescriptibile. Informația și cunoașterea care vine din el este de necuprins la nivel conștient. Doar la nivel supraconștient poate fi contemplat, dar cu mult mai puțin asimilat. Chiar înainte de fuziune, sufletul plutește în fața luminii, se scaldă în strălucirea esenței. Toate sentimentele de teamă, de neliniște, de stânjeneală sau de orice fel s-au pierdut în timpul trecerii rapide prin pasaj. Acum, esența radiază iubire pură, iar sufletul din fața ei trăiește ceea ce se poate descrie doar ca o senzație de a fi acoperit. Imaginează-ți o clătită care este acoperită cu sirop cald sau o înghețată acoperită de ciocolată caldă. Asta e ceea ce simte. Pentru sufletul care tocmai a sosit, e ca un flux de căldură dulce. Este o căldură blândă care acoperă sufletul în totalitate. Împreună cu această căldură apare un sentiment pentru care nu există cuvânt în lumea senzațiilor fizice. Este sentimentul de a fi văzut profund și complet. Nimic nu poate fi ascuns acum, nimic nu poate fi trecut cu vederea sau scăpat din vedere, nimic nu scapă observației. Tot ceea ce a gândit sufletul, bun sau rău, despre el însuși este acum desfășurat în fața sa și, surprinzător, totul, ce e bun și ce e rău, este absorbit încet de către lumina. Senzația este ca fiind acceptat ca al ei, topind printr-un gen de osmoză energetică chiar și cea mai mică senzație de rușine sau de mândrie, lăsând sufletul cu un gol frumos, fără să mai păstreze nimic în el și fără să mai trăiască nici o experiență legată de el însuși în afară de deschidere. În această deschidere în care au coexistat cândva rușinea și mândria, se revarsă un nou sentiment. Întâi, senzația a fost ca și cum exteriorul sufletului era acoperit. Acum se simte ca și cum interiorul sufletului se umple. Repet, nu se pot găsi cuvinte pentru a defini în mod adecvat sau a descrie cu precizie acest sentiment în parte, pentru că sentimentul este atât de imens. Ar putea fi caracterizat ca un sentiment unic, enorm, amestecat, care cuprinde o mie de sentimente individuale, ce umplu acum încet sufletul. O palidă încercare ar fi să numim asta sentimentul de a fi îmbrățișat cu căldură, profund alinat, învăluit în dragoste, foarte apreciat, prețuit cu adevărat, hrănit delicat, profund înțeles, iertat complet, absolvit în întregime, îndelung așteptat, primit cu fericire, onorat total, sărbătorit cu bucurie, absolut protejat, făcut instantaneu să fie perfect și iubit necondiționat, toate în același timp.
Dacă lași în urmă, fără cea mai mică urmă de ezitare sau regret, orice simți de personalitate individuală, sufletul intră în lumină. Acolo, el este înglobat în ceva atât de sublim, încât pierde orice dorință de a mai cunoaște vreodată altceva și se topește în gloria uimitoare a infinitei splendori, neasemuitei frumuseți și inegalabilei perfecțiuni a stării de a fi. Acum ai fuzionat cu această lumină și te simți dizolvat. Această topire completează transformarea identității tale. Nu-ți mai identifici sinele în niciun fel și la niciun nivel cu aspectul separat al existenței pe care îl numeai eu în viața fizică. Această caracteristică a vieții de dincolo începe de fapt să se afirme în primul stadiu al morții, ca fiind ceea ce a făcut posibil ca tu să ai orice experiență ai ales să trăiești imediat după ce ai murit, inclusiv propriul tău iad, fără durere sau suferință. Va fi important pentru tine din nou, peste puțin timp, când intri în miezul ființei tale. Ceea ce apare aici când ești îmbrățișat de lumină este fuziunea ta cu sufletul tău. Ajungi să afli în sfârșit că nu ești un corp și nici o minte și nici numai spirit, ci toate trei. În asta constă întregul proces al morții. Amintește-ți ceea ce am spus, că procesul morții constă în restabilirea identității tale. Primul stadiu al procesului morții te eliberează de corp și de orice gânduri pe care le-ai mai putea avea, prin care te identifici cu corpul tău și cu înfățișarea lui. Al doilea stadiu al procesului morții te eliberează de mintea ta și de orice gânduri ai putea avea că te identifici cu mintea și cu conținutul ei. Al treilea stadiu al procesului morții te eliberează de sufletul tău și de orice gânduri ai mai putea avea prin care te identifici cu sufletul tău și cu individualitatea sa. Aici, în totala imersiune a sinelui, ajungi într-un loc unde cunoașterea și experiența sunt una și unde ceea ce cunoști și trăiești ca experiență este faptul că tu nu ești corpul tău, nu ești mintea ta și nu ești sufletul tău. Ești ceva cu mult mai măreț, ești suma totală a energiilor care produc toate acestea trei. În moarte, toate identitățile individuale cad, încheiind în sfârșit separarea ta de tine. Știi ce? Credeam că vei spune că aici îl voi vedea și simți pe Dumnezeu care a venit să mă întâmpine. Exact despre asta vorbim aici. Dar tocmai ai spus, se pare că tu încă mai gândești în termeni de separare între tine și Dumnezeu, iar eu spun, din nou, că nu există așa ceva. Deși nu poți crede asta acum, în timpul vieții tale fizice, în momentul fuziunii, nu vei avea absolut nicio îndoială. Doamne, asta sună minunat, abia aștept. Nu trebuie să aștepți.
În momentul în care capitulezi în fața iubirii și îi dai voie să te conducă exact acolo unde vrea sufletul tău să meargă, nu vei întâmpina nici o dificultate. Capitolul 29. Acesta este încă unul dintre cele câteva lucruri pe care le-ai repetat aici. Bănuiesc că vrei să înțeleg că momentul fuziunii, realizarea de sine, momentul în care trăiesc experiența unimii mele cu totul, nu este ceva ce trebuie să aștept până în momentul morții. Așa e. Poți trăi experiența acestei fuziuni și în timpul vieții tale fizice. Mulți oameni o fac. Ai menționat deja meditația, rugăciunea profundă, anumite discipline, yoga, tai chi și altele, dansul și ritualul, ca fiind căi pe care oamenii se îndreaptă spre o mai mare armonie și pace și spre o stare de rezonanță divină sau unitate. Există și alte trucuri pe care ni le poți împărtăși? A te muta într-o stare de minunare și uimire cu întreaga ta viață, simpla voință de a trăi totalitatea acelei stări și o dorință pură și adevărată, asta e tot ceea ce îi trebuie cuiva pentru a se deschide spre posibilitatea unor asemenea momente de transcendență. Mulți oameni experimentează destul de spontan această topire în unicul, chiar în mijlocul unor activități foarte obișnuite, când spală vasele, când aspiră covorul, când spală mașina, când îmbracă copilul, când încredințează o sarcină la muncă, când conduce mașina, când stă sub duș. Brusc, abrupt, fără avertizare sau cauză, apare o senzație de neseparare, o experiență a unității cu totul. De obicei, se simte pentru o fracțiune de secundă, iar apoi lucrurile revin la normal. Dar este o perioadă pe care cine o trăiește nu o uită niciodată. Ce ar trebui să facem dacă se întâmplă acest lucru? Orice ați face, n-o ignorați. Pentru mulți oameni, sensul ei este deseori pierdut sau ignorat. Dacă aveți sau ați avut o asemenea experiență, vă puteți întoarce la ea în memorie și puteți recapta mult din sentimentul care a fost trăit atunci. Îl puteți folosi ca pe un punct de pornire, o trambulină pentru experiențe mai extinse. Există oameni care sunt capabili să intre în această experiență a unității la dorință și care rămân în ea perioade extinse de timp. Unii rămân în ea tot restul vieții lor. Este pur și simplu o problemă de focalizare sau de centrare a întregii prezențe. Centrare a întregii prezențe? Ei, ne lovim iar de problema cuvintelor. Este foarte dificil să descrii anumite experiențe datorită limitării cuvintelor. De aceea te-am încurajat să-ți formezi imagini de câte ori a fost posibil. Chiar dacă imaginile din mintea ta sunt metafore, ele vor putea deseori să-ți dea sentimentul de a ști mai mult decât o pot face cuvintele. Prin centrare a întregii prezențe, înțeleg acele ocazii când ești cu totul prezent în momentul care apare, chiar acum în viața ta.
atunci când nicio singură parte din corpul, mintea sau spiritul tău nu e în altă parte. Este un lucru rar pentru cei mai mulți oameni, dar poate să apară, iar cei cu voință adevărată o pot face să apară în mod regulat. Poți prin voință să-ți îndepărtezi mintea de la orice altceva și să o aduci în acest moment de acum. Unii numesc această experiență a fi centrat sau total prezent. Ram Dass a scris o carte despre asta numită Fii aici acum. De asemenea, mai este și lucrarea mai recentă a lui Eckhart Tolle, Puterea momentului de acum. Un mod de a obține această stare de a fi este să te uiți în proprii tăi ochi într-o oglindă. Este un instrument deconcertant de simplu și incredibil de puternic. Secretul este să nu-ți abați privirea, în cazul în care acest exercițiu de privire profundă devine supărător. Dacă îți poți menține privirea mai mult decât până numeri la 10, vei începe să simți o asemenea compasiune și iubire pentru tine însuți, încât aproape că nu vei ști ce să faci cu acel sentiment. E posibil să-ți fie foarte greu să accepți acest sentiment dacă nu ești obișnuit să te iubești pe tine însuți și, din păcate, cei mai mulți oameni nu sunt obișnuiți să se iubească. Trebuie doar să simți acel sentiment și să-l accepți. Continuă să privești din ce în ce mai profund în proprii tăi ochi. Dacă folosești o oglindă pe care o ții în mână, poți să stai așezat în timp ce faci aceasta. Acum, dintr-o dată, după ce ai privit adânc în proprii tăi ochi cât de mult ai putut, pur și simplu închide rapid ochii și trăiește sentimentul care apare. Foarte des te vei simți contopit cu esența. Aceasta poate dura doar un moment sau tot restul zilei. Dacă ai un partener de viață sau un prieten de care te simți apropiat, poți încerca și o variantă a acestui proces, uitându-te adânc în ochii celuilalt. Nu-ți abate privirea, chiar și dacă această privire profundă începe să devină obositoare. Disconfortul va trece curând, topindu-se într-o blândețe și într-o strălucire interioară pe măsură ce te simți fuzionând cu sinele celuilalt. Ceea ce vezi atunci când privești adânc în ochii tăi sau ai altuia este sufletul. Ochii sunt ferestrele sufletului. Mai devreme, poate ți amintești, am spus că dacă privești în ochii altcuiva sau în proprii tăi ochi și te aștepți să-L vezi acolo pe Dumnezeu, îl vei vedea. Dacă nu, nu. În orice caz, vei deveni total prezent. A deveni prezent total în aici și acum este un mod foarte eficient de a înlătura distragerile și evadările minții alunecoase și de a te aduce pe tine însuți într-o experiență mult mai înaltă a vieții pe care o trăiești. Nu poți privi în ochii oricărei creaturi vii fără să devii total prezent. Aceasta include câinele tău, pisica ta, chiar și un animal sălbatic. Oprește-te în drumurile tale și fixează ochii unui animal neîmblânzit.
un leu, un tigru sau un urs și vezi dacă nu te simți total prezent. În momentul în care devii total prezent, în acest mod, cu o altă ființă vie, se poate foarte bine să începi să o iubești. Oamenii se îndrăgostesc de animalele lor de companie, iar sentimentul este foarte real. În special, este dificil să privești o altă ființă umană în ochi pentru orice interval de timp, fără să începi să te îndrăgostești. Din acest motiv, oamenii își feresc privirea atât de repede. Nu îndrăznesc să se uite în ochii celuilalt prea mult. Iubirea care ar urma i-ar copleși. Totuși, ei sunt copleșiți pentru că nu știu ce să facă cu acea iubire. În momentul în care te predai iubirii și îi permiți să te conducă exact acolo unde sufletul tău vrea să meargă, nu vei avea nici o dificultate. Toată lupta va înceta și vei cunoaște unimea. Aceasta are loc în momentul fuziunii. Ea apare în momentul totalei imersiuni în esență. Este un mod foarte vindecător de a începe o zi sau de a o încheia. Sau de a încheia o viață, s-ar părea. Adică tu spui, nu-i așa, că unii oameni pot trăi această fuziune, această topire în unitate în timpul vieților fizice, dar toți oamenii o trăiesc în momentul morților? Am înțeles corect? Ai înțeles foarte corect. Nimeni nu este exclus, nimeni nu este descalificat, nimeni nu este lăsat în urmă. Dar cei care nu cred că va fi așa, nu credința este cea care îți creează experiența după al doilea stadiu al morții, dar ce? Dorința. Wow, 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 de trei ori wow! Cele trei stadii ale morții sunt făcute să te treacă, blând și cât de rapid vrei tu să treci, prin procesul reidentificării. În al doilea stadiu al morții, încă te mai identifici cu mintea, astfel încât experiența ta este dictată de ceea ce este în mintea ta. Credințele îți creează experiența. Odată ce lași să cadă această identitate, experiența nu mai este creată de ceea ce crezi, ci de ceea ce dorești. Acesta este începutul experienței tale numite Rai. Poți experimenta aceste trei stadii ale morții pe care le-am descris de câteva ori până acum, chiar și când ești în viață. Stai puțin, știu că ai spus că aș putea trăi momentul fuziunii în timp ce sunt în viață, dar n-am auzit să fi spus asta, adică să pot experimenta cele trei stadii ale morții în timpul vieții. Vorbim despre același lucru, vorbim despre moarte și despre ideea de separare. Aceasta este ceea ce apare în momentul morții tale fizice și poate să apară oricând. Cele trei stadii ale morții sunt pur și simplu cei trei pași ai reidentificării. Aceștia sunt 1. Eliberarea de identificarea cu corpul. 2. Eliberarea de identificarea cu mintea. 3. Eliberarea de identificarea cu sufletul. Dar dacă nu ne identificăm cu niciunul dintre aceste aspecte ale noastre, atunci cu ce ne identificăm? Cu nimic. Cu nimic? Nu ne identificăm chiar cu nimic? Cu nimic anume.
Imediat cum te gândești că ești ceva sau că nu ești ceva, atunci începi să te imaginezi ca fiind limitat. Însă esența nu este limitată în niciun fel. În momentul fuziunii te identifici cu totul, ceea ce înseamnă că nu te identifici cu nimic în special, cu absolut nimic. Buddha a înțeles acest lucru perfect și l-a realizat. Mulți maeștri l-au realizat. Cei mai mulți oameni nu realizează acest lucru în timpul vieții lor, dar toate sufletele îl realizează la moartea lor. Pentru aceasta este moartea. Deci nu este ceva ce s-ar putea întâmpla, ci este ceva ce li se întâmplă tuturor atunci când își părăsesc corpul. Da, iar în al treilea stadiu al morții întâlnești splendida perfecțiune a ceea ce ești, văzută prin ochii lui Dumnezeu. Sună atât de minunat, da, atât de minunat. Încă nu ai văzut nimic. Această fuziune cu esența nu este sfârșitul. De fapt, este chiar opusul. Este începutul.